Putem să facem un exercițiu de imaginație și să fiți profesorul Adrian Stase și într-o prezentare, cât vreți dumneavoastră să fie prezentarea, să ne spuneți istoria acestui conflict, acestor teritorii, inclusiv din punct de vedere al dreptului internațional asupra teritoriilor, Palestina, mă rog, Israel, Palestina. Două minute? Sau nu, trei, nu, câte minute vreți dumneavoastră, nu eu. Bun. Ceea ce văd eu la televizor în general zilele acestea este o analiză pe ce s-a întâmplat în ultimile 10 zile. Ori așa cum spunea ea din aur și ai foarte multă dreptate, trebuie să vedem cum a pornit, de unde a pornit ura asta, care sunt problemele, care este rădăcina până la urmă acestui conflict. Da. Și sigur, nu o să merg foarte mult înapoi la ce s-a întâmplat la începutul secolului 20, situația în Palestina după primul război mondial, ci merg direct la anul 1947. În 1947, protectoratul britanic al Palestinei practic era într-o situație extrem de complicată, pentru că erau promisiunile făcute evreilor, că britanicii mai ales și nu numai, dar fuseseră foarte mulți cei care fugiseră din Europa, din Germania nazistă și așa mai departe, ajunseseră acolo și era nevoie de o anumită înțelegere. Planul de pace pe care a fost formulat de către ONU, la adunarea generală ONU, la momentul 1947, deci după crearea Națiunilor Unite în 45, în 47 s-a căutat o soluție. Soluția a însemnat crearea pe teritoriul fostului protectorat britanic Palestina a două state, un stat evreu, israelian, și un stat arab palestinian. Cred că ar fi foarte interesant dacă am putea să... Dați-mi mie, vă rog. Da. Cred că este foarte important, da, de văzut cum arăta în 1946 teritoriul Palestinei, apoi planul de pace din 1947, partea aceea neagră, petele negre, uh-huh, erau teritoriile rezervate pentru statul arab palestinian. Partea închisă, partea neagră. Partea, da, neagră. Și o să vedem imediat, după aceea o să comentez, ce s-a întâmplat în perioada 49-67, sau mai bine zis în 67, când israelienii au ocupat, vedeți, zona de nord, care a dispărut ea practic lângă Liban, zona de sus este practic pe o zonă de gri, într-o formulă de control al Israelului. Vedeți, fâșia Gaza este practic foarte mică. Ea este aproape nesemnificativă. Și apoi, după 2012, Cisjordania este cu tot felul de puncte albe care sunt zonele coloniștilor. Deci, vă rog să observați și cred că ăsta este, până la urmă, lucrul de la care pornim. Statul israelian s-a creat... Suficient? Da. Da, vă rog. Statul israelian s-a creat în 1948 și Israelul, deci, a pornit de atunci, dar, din păcate, nu s-a creat și statul arab-palestinian și vina a fost în asta mare măsură... Asta o hotărâse ONU. Asta era formula ONU. Din păcate, Egiptul și Iordania nu au fost de acord, și alte state arabe nu au fost de acord și, practic, teritoriul Gazei a fost ocupat de către Egipt, iar Cisjordania a fost ocupată de către Iordania. Și așa a rămas până în 1967. În 1967 a fost războiul în care israelienii au ocupat și Gaza și Cisjordania. Și după aceea, prin anii
s-au retras ulterior și, practic, avem situația de acum. Am făcut o mică pauză pentru că aș vrea să spun că, în opinia mea, păcatul original, momentul în care lucrurile s-au deteriorat, a fost anul 1948 și după aceea războaiele, cele patru războaie cu cel de acum războaie, sunt de fapt conflicte, pentru că noi nu avem acolo, nu avem un stat palestinian. A fost o declarație a autorității palestiniene la un moment dat, dar practic avem niște teritorii și avem un popor care este de fapt răspândit peste tot în lume. Așa cum odinior a fost poporul israelian. Exact. Și sigur, nu știu dacă aș putea să prezint câteva dintre detalii, pentru că dincolo de cele 2 milioane de locuitori din Gaza, dincolo de cele 3 milioane de locuitori din Cisjordania, practic există în Iordania între 2 și 3 milioane, în special de refugiați, unii palestinieni care au căpătat eventual și cetățenie iordaniană. În Israel mai există aproape 2 milioane de arabi palestinieni, în Siria vreo 500 și ceva de mii, în Chile, spune o cifră. 300 de mii. 500 de mii. De ce? Pentru că a fost o perioadă în care Chile a acceptat întâi studenți palestinieni, pe urmă la muncă, pe urmă au fost... La cât se ridică populația palestiniană? Unii spuneau cu totul 20 de milioane, alții spuneau 15 milioane. E foarte greu de spus, pentru că ar trebui să adăugăm, iată, în Liban 174 de mii, în Arabia Saudită 400 de mii, în Qatar 295 de mii, în Statele Unite 255 de mii, în Emiratele Arabe 91.000, în Germania 80.000, în Kuwait 80.000, în Egipt 70.000, în El Salvador 70.000, în Brazilia 59.000 și pot continua. Întorcându-ne la acest teritoriu pe care l-am prezentat aici în hartă, în anul de grație 1946, practic sub protectorat britanic, Palestina era cam tot ce înseamnă astăzi Israel, inclusiv teritoriile de care vorbeam. Exact. Deci era un teritoriu sub mandat britanic sau protectorat mai târziu și practic problema delicată a fost aceea de a împărți cumva în funcție de criteriul etnic unde erau majoritare evrei sau arabi și crearea se vede foarte bine pe planul din 47. Cum s-a creat, deci, pentru statul arab? Uitați-vă, la fâșia Gaza a fost, practic, micșorată foarte mult față de planul inițial care trebuia... De aici, care de acolo, era... Da. Fâșia Gaza se întindea, cred că, pe... Iar, practic, ea a fost preluată de către Israel și acum practic preiau și din cea mai rămas o jumătate, pentru că practic împingând din nord spre sud, ei mai au încă jumătate din bucățica din care jumătate a rămas. Din fâșia Gaza. Spuneți-mi, vă rog, din punct de vedere al dreptului internațional, sunt elevul țilitor în bancă, asist la acest curs al profesorului Adrian Stase, fără nicio glumă. Din punct de vedere al dreptului internațional, cum sunt teritoriile în momentul ăsta? Să încep întâi cu o chestiune care este importantă din punctul de vedere al poporului palestinian. Poporul palestinian, la fel ca toate popoarele, poporul român, poporul israelian, are dreptul la autodeterminare, inclusiv la formarea propriului său stat. Or, ăsta a fost temeiul pentru crearea statului palestinian arab în 1947-48. Nu s-a realizat, nu s-a exercitat acest drept și poporul palestinian a rămas cu un drept, nu s-a concretizat și practic în momentul de față acest drept la autodeterminare există în continuare și asta este discuția
de 75 de ani în legătură cu un drept care nu a fost exercitat sau concretizat, cum spuneai. Deci, din acest motiv, bătălia, inclusiv după acordurile de la Oslo din 93-94, a fost aceea de reafirmare a dreptului la autodeterminare pentru poporul palestinian și dreptul său de a-și crea propriul stat. Pe un teritoriu undeva în zona palestiniană. Dar israelienii, pe de altă parte, înconjurați de țările arabe, au avut ca strategie de asigurare a securității lor lărgirea, expansiunea în teritoriile care fusese rezervate pentru palestinieni, în așa fel încât să aibă cumva o zonă mai largă, un buffer, cum încearcă acum, și lucrurile astea l-au făcut și în zona spre Liban, pe înălțimile Golan și așa mai departe, în nord. Deci, practic, această temere a lor permanentă pentru securitate, pentru... Exact, sigur, da? a dus la o strategie care nu a generat rezultate. Și, în continuare, dincolo de ce s-a întâmplat, act terorist, probleme, războaie, intervenții, nevoia unei soluții va continua să existe, pentru că problema în sine este că, repet, poporul palestinian este unul dintre puținele popoare din lume care nu și-a exercitat dreptul la autodeterminare. La fel ca și poporul curd. Și aici este o întreagă discuție și, sigur, în Turcia, în Siria, în Rusia sau în orice caz în unele din teritoriile fostei Uniuni Sovietice. Ori, sigur, pentru Israel ar fi o soluție nefericită crearea unui stat arab. Dar, pe de altă parte, ei de 15 ani au blocat complet fâșia Gaza și au creat o politică în Cisjordania, care este formula aceea de Schweizer pe care am văzut-o pe hartă. Unde ar trebui, atunci când s-a discutat despre formarea statului palestinian, unde ar fi trebuit să fie? Unde ar trebui să fie? Unde cer acum palestinienii să fie statul lor? Palestinienii vor reîntoarcerea la anul 1947, la planul de atunci. Păi n-ar mai exista Israelul. Ba da. Israelul este în zona albă. A, e a doua planșă. Deci aici ar fi Palestina cu negru și Israelul... Și pe lângă zona de negru, am văzut, în sus este tot Israelul. Deci, practic... Cred că e Haifa undeva în nord acolo. Deci, practic, ar exista. E, sigur, între timp, lucrurile s-au schimbat în 67, în 73... Ce s-a întâmplat în 48? Vă rog să le spuneți. În 48, deci pe teritoriul acela alb care se vede pe hartă, s-a creat Israelul. Iar, în această a doua planșă. Din păcate, Egiptul a invadat zona arabă, fâșia Gaza, și Iordania. Fâșia Gaza atât. Da, aceea mare de aceasta mare, da? Iar Iordania a invadat Cisjordania, cea partea neagră... Din nord. Nu. Partea, este din, partea, partea de aici, cam aici, partea, aici mare undeva. De da, acolo, da. Care are frontieră cu Iordania. Mm-hmm. Bun. Ulterior, în 67, în războiul de atunci, practic, Israelul i-a împins afară din Cisjordania pe iordanieni și pe egipteni. Din fâșia Gaza. Din fâșia Gaza. Le-a ocupat și după aceea, mai târziu, până au ajuns la această imagine, da? La această imagine, care este și se vede Cisjordania are practic un fel de statut de autonomie,